seara! Bun găsit! E o mare bucurie să vă întâmpin cu tot sufletul aici, la Brașov, la concertul prin care aniversăm 60 de stagiuni estivale cu orgă la Biserica Neagră. Cu permisiunea dumneavoastră o să mă abat un pic de la textul pe care l-aveam de spus, pentru că e destul de ciudat să te adresezi unor oameni pe care nu i-ai direct în față, dar pot să vă spun de aici, din Biserica Neagră, mă simt realmente un privilegiat, e o atmosferă absolut minunată, o să cunoaștem muzicieni minunați și e realmente un privilegiu să le vorbești iubitorilor de muzică de aici. Mă întorc la text. Astăzi, simbolul orașului în care v-ați născut sau în care vă aflați în trecere, adăpostește pe lângă splendida colecție de covoare persane și alte obiecte de patrimoniu, o serie de instrumente care au făcut și continuă să facă istorie. E vorba despre orgă, clavecin, spinetă, pozitiv, fortepiano și pian. Le veți asculta în această seară pe toate, cântate de Hans Eckart Schland, Corina Ibănescu, Valentin Mureșan, Paul Cristian și Stefan Schland. Împreună cu ei vom construi o poveste. De fapt, povestea acestor instrumente cu clape pe care le vom asculta în ordine cronologică, exact așa cum au apărut ele în istoria muzicii. Zilele Vivarte înseamnă un eveniment amplu, aflat la prima ediție, care include mai multe manifestări. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați vizitat expoziția în aer liber din Piața Sfatului. Expozanții sunt Ordinul Arhitecților din România, Fundația Mihai Eminescu Trust, Asociația Salvați Centrul Istoric al Brașovului și Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității. Vivarte e o sărbătoare a tradiției și a patrimoniului, pentru că expozițiile din Piața Sfatului sau aceste instrumente pe care le veți asculta în câteva momente, toate astea sunt elemente care ne definesc să ne gândim și la aniversarea a 60 de ani de stagiune cu muzică de orgă aici la Brașov. Pentru că vorbim despre recuperarea tradiției, nu întâmplător se află în spatele meu superba orgă a Bisericii Evanghelice de la Rupea. Pentru că prin Vivarte ne-am alăturat proiectului de restaurare acestui instrument de secol XVII. Încă din toamna lui 2008 au fost făcute demersurile pentru restaurarea acestui instrument atât de valoros. Proiectul de restaurare se află în ultima etapă, fiind necesar încă aproximativ 10.000 de euro pentru finalizare. Dacă doriți să sprijiniți acest proiect, puteți găsi toate informațiile necesare în flyerele program ale acestei serii. Dorim să punem tot acest concert sub titlul Recuperarea orgii de la Rupea. Propun să începem recitalul și îl invit aici pe Paul Cristian, care va interpreta piese de Johann Heinrich Kittel, păstrate în caietul muzical al brașoveanului Daniel Kroner, din anul 1681. Paul Cristian face parte dintr-o familie de muzicieni și e acum organistul Bisericii Evanghelice Sfântul Bartolomeu, cea mai veche biserică din Brașov. El e de asemenea specializat în reparații și restaurări de orgi. Primul instrument pe care îl va aborda este clavicordul. Dar în aplauzele dumneavoastră îl invit aici pe Paul Cristian. Paul. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc foarte frumos pentru ce faci în seara asta. Am câteva întrebări. Ce e la un clavicord? Clavicordul este cel mai vechi instrument cu corde lovite. Primele mențiuni sunt din secolul 15-16. Din secolul 17 deja avem instrumente. A fost foarte popular ca un instrument de casă. Asta e foarte interesant, că la repetiție te-am auzit studiind și practic aici, în spațiul ăsta, instrumentul nu se aude aproape deloc. Da, este un instrument cu o sonoritate foarte mică, dar se pare din cauza sensibilității sale a fost foarte apreciat în epocă. Trebuie spus și că, după părerea mea, auzul, percepția auditivă din epocă era totuși alta față de astăzi. E foarte interesant. Asta înseamnă că bașii, difuzoarele, căștile, felul în care ascultăm muzică, afectează acuitatea auditivă? Auzim altfel la ora asta? Păi, dacă ne imaginăm că am trăit undeva unde nu ar exista mașini și zgomot de fond și muzică tot timpul, cred că ar fi totuși alte percepții. Spune ceva foarte frumos, cred că ar fi frumos să repetăm lucrul ăsta. De ce era practic clavicordul și aduceai aminte de Bach? Fiind atât de încet, puteai să cânți cu 10 copii dormind în cameră și nu era absolut niciun pericol să îi trezești.
O să spunem că instrumentul e amplificat și grație sistemului de amplificare el se va auzi și în Piața Sfatului. Câteva cuvinte despre spinetă. Ce e spineta? Spineta este varianta mai mică a clavecinului. Particularitatea este că are pentru fiecare sunet două corzi. Nu este atât de mare ca un clavecin, nu are mai multe registre. Fiind o construcție cu corzile într-un anumit unghi, nu se pot pune mai multe corzi pentru fiecare sunet. Și are un sunet un pic mai, nu atât de amplu ca un clavecin. Spineta asta e un instrument nou, nu e un instrument vechi. Toate instrumentele, în afară de fortepiano, sunt instrumente noi, deci sunt copii după instrumentele vechi. Paul, ce ascultăm în seara asta și la clavicord și la spinetă? La clavicord ascultăm două preludii de Johann Heinrich Kittel din manuscrisul din tabulatura lui Daniel Kroner, care se află în Brașov, și la spinetă o fantezie de Backfark, care a fost un foarte celebru lăutist din Brașov, a murit la Padua. Tragedia este un pic că a murit de ciumă și se pare că majoritatea compozițiilor sale au fost arse după moartea sa din pericol de contaminare. Paul, mulțumim foarte frumos, succes, audiție plăcută!
Mulțumim foarte frumos, Paul. Minunat. Da. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, nevăzându-vă în mod direct, nu pot să știu ce faceți, dar vreau să cred din tot sufletul că îl aplaudați pe Paul Cristian. Mulțumesc foarte frumos. Mai departe, am privilegiul de a citi un mesaj de susținere pe care Viva Arte și oamenii care susțin acest proiect l-au primit ieri din partea Alteței sale regale, Prințul Charles al Marii Britanii. Citez. Sunt profund mișcat că m-ați rugat să transmit un mesaj în cadrul acestui eveniment special și îmi pare nespus de rău că nu pot fi alături de dumneavoastră în persoană. Dați-mi voie să încep prin a vă felicita pentru continuarea unei lungi tradiții a concertelor estivale de orgă, despre care mi s-a spus că a început acum 60 de ani. Sunt un împătimit admirator al patrimoniului cultural din România, din care și muzica face parte, și găsesc încurajator faptul că prin aceste concerte de orgă vă mențineți tradițiile muzicale vii. Înțeleg că evenimentul din această seară vine în sprijinul proiectului de restaurare a orgii istorice din Rupea și sper din toată inima să realizați ceea ce v-ați propus. Vă doresc o seară deosebit de frumoasă și reușită. Am încheiat citatul. Alteța sa regală, Prințul de Wales. Cu asemenea încurajare, continuăm drumul nostru muzical chiar cu o lucrare aparținând patrimoniului muzical britanic, mai exact un extras din Cartea pentru Virginal Fitzwilliam, o celebră culegere de piese din perioada renascentistă care poartă numele Vicontelui Fitzwilliam, cel care a lăsat colecția de manuscrise moștenire Universității din Cambridge în 1816. Vom asculta în continuare Allman de William Byrd, interpretată la virginal de Stephen Schland. Stephen este continuatorul tradiției stagiunilor muzicale în Biserica Neagră. Alături de tatăl său, împarte postul de organist al Bisericii Negre, dar și coordonarea stagiunilor estivale de muzică de orgă. După studiile în România, a realizat o triplă specializare și în Germania. Muzică bisericească, dirijat coral și dirijat de orchestră. Pe lângă sutele de concerte susținute în țară și în străinătate, Stephen Schland este inițiatorul festivalurilor Musica Coronensis, Diletto Musicale și Musica Barcensis. Doamnelor și domnilor, domnul Stephen Schland. Stephen. Bună seara! Bună seara! Ai emoții? Un pic. Te cred. Asta și încercam să le transmit celor care ne urmăresc, faptul că e extrem de emoționant, dincolo de orice formă de convenție, să asculți muzică într-un spațiu sacru, e ceva care nu se întâmplă în fiecare zi și asta dă fiecăruia dintre noi foarte multă emoție. Ce e virginalul? Pentru că virginal s-ar putea să sune cel puțin bizar pentru cineva care nu știe că e un instrument muzical. Mai întâi de toate, este un instrument deosebit de frumos și exotic. Există tradiții puternice pentru muzica de virginal, mai ales în Anglia, dar și în Olanda și în Italia. În restul țărilor nu a fost așa de cunoscut și faptul că putem să cântăm astăzi în România la un virginal este un aspect plăcut, că de obicei foarte greu poți să obții un astfel de instrument. Numele provine, se pare că există două variante, virga în latină însemnând țepuș. Este vorba de legarea corzii într-un țepuș, într-o parte, în altă parte cu cheia de acordaj. Cealaltă variantă este că acest instrument sună așa de dulce precum vocea unei tinere fete și atunci cele două variante rămân să fie elucidate. Care e diferența între virginal și clavicord? Pentru că, așa, la prima vedere, instrumentele seamănă. Mai întâi, aspectul tehnic, la virginal și la spinetă, sunetul este ciupit, precum la chitară. Intervine un braț care ridică coarda, la un moment dat nu mai poate să o susțină și dă drumul cu forță și atunci sună mai percusiv. La clavicord este atacul direct asupra unei corzi fără să ciupească și atunci este mai moale sunetul. Câteva cuvinte despre instrumentul specific la care cânți în seara asta? Instrumentul a fost confecționat în Suedia în 1977 de către Ferdinand Stemmer, cel care s-a mutat cu atelierul său la Hermann de câțiva ani buni și face o muncă foarte frumoasă pentru restaurarea instrumentelor. Stephen, mulțumesc! Noi o să avem ocazia să ne întâlnim și mai la vale, cum ar veni, de-a lungul acestei seri. Să mai spunem încă o dată ce ascultăm. William Byrd, piesa din Fitzwilliam Virginal Book, Monsieur Allemand. Succes! Audiție plăcută!
Ștefan Șland, mulțumim foarte frumos. Ștefan, o să te rog frumos să rămâi un pic. Hai să ne abatem de la ce conveniserăm. Acum am gândit să întreb un lucru. Ce fel de muzică e muzica pe care am ascultat-o acum? În ce mediu social se cânta muzica asta? Cu ce ar putea fi asemănată comparând cu muzicile pe care le ascultăm azi? În ce mediu se asculta ce ai cântat acum? Acesta a fost în orice caz muzică pentru muzică de cameră, deci nu pentru masele mari, fiindcă sonoritatea și dinamica instrumentelor nu permitea să fie foarte clar auzită pe spații mai largi. Deci nu este ca și o trompetă sau ca și o orgă care are un spațiu mare de care poate să dispună. În orice caz este vorba de saloane poate regale, saloane frumoase, muzică de curte, în care pentru amuzamentul oamenilor și pentru delectare se făcea astfel de muzică. Acceptăm, vă să zic, că și termenul divertisment pentru genul ăsta de muzică, în accepțiune veche. În orice caz, da, sigur. Dar în acea vreme, muzica laică și cea sacrală aveau granițe care se întrepătrundeau. Deci, de multe ori, o melodie foarte cunoscută care se cânta pe stradă a fost folosită și în biserică pentru a atrage lumea și la biserică. Deci nu era o delimitare foarte, foarte abruptă. Ștefan, mulțumesc foarte frumos, ne revedem ceva mai încolo. Ceea ce voiam să spun mai devreme, și poate că n-am găsit cuvintele cele mai potrivite, e faptul că uitați-vă în jur și vedeți câte genuri muzicale, mai apropiate de gusturile noastre sau mai puțin, se consumă în spațiile publice din România, de la zilele orașelor până la un anumit gen de concerte pe care n-am să le numesc acum. Cred că e realmente un triumf cultural și civilizator să ascultăm într-un spațiu public dintr-un oraș din România o muzică așa cum este cea pe care o auzim în seara asta din Biserica Neagră și o plecăciune și toate felicitările pentru cei care au avut ideea asta absolut minunată. Urmează un alt instrument istoric, un strămoș al pianului de astăzi, fortepianoul, denumit astfel grație mecanismului care permitea realizarea pronunțată de nuanțe sonore la instrumente cu claviatură. În continuare vom avea o imagine exactă asupra manierei în care trebuie să fi sunat o lucrare de Haydn, chiar în perioada în care a fost compusă, pentru că o vom asculta pe doamna Corina Ibănescu, unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni ai Brașovului. S-a perfecționat la Academia Mozarteum din Salzburg cu renumitul pianist și dirijor Carlo Zecchi, desfășoară o bogată activitate concertistică în domeniul cameral, în țară și în străinătate, e pedagog eminent, a obținut în ultimii 20 de ani 180 de premii naționale și internaționale cu elevii și studenții săi. Domnia sa reușește să îmbine armonios atât cariera pedagogică, cât și cea concertistică. Doamnelor și domnilor, Corina Ibănescu. Bună seara! Bună seara! Ce e fortepiano? Fortepianoul, după cum ați spus, este un strămoș al pianului modern, dar în același timp aș spune că acest instrument pe care voi cânta este și un urmaș al primului pian cu ciocănele. De ce spun aceasta? Pentru că primul pian cu ciocănele a fost creat în 1711 de Bartolomeo Cristofori, un paduan, de fapt născut în Padova, în Italia, și se numea Gravicembalo, che fa il piano e il forte, adică de fapt un clavecin care reușește să sune și în piano și în forte. Fortepianoul pe care voi cânta în această seară este un instrument mai complex decât cel creat de Cristofori în 1711 și aș dori să spun câteva cuvinte despre el. Da, în primul rând aparține colecției private a familiei Schland și am înțeles că a fost cumpărat de maestrul Eckhard Schland în anii 60 dintr-un conac din Podolt. Proprietarii care îl dețineau nici nu știau că este un pianoforte, credeau că un clavecin în casă. Este un instrument cu un ambitus, cu o întindere sonoră de la cel mai grav până la cel mai înalt sunet de 5 octave și jumătate.
Se pare că a fost construit în 1820, din păcate nu se mai știe unde exact. Și așa ca un mic amănunt, avea o coadă mai lungă, dar se pare că unii din foștii proprietari s-au hotărât să-i o scurteze, probabil din motive de spațiu, și în același timp l-au și vopsit în negru. Pianul inițial era maro, culoarea la modă și culoarea folosită la instrumentele cu claviatură din vremea respectivă. Stimată doamnă, în zilele astea, cei mai mulți dintre noi privesc cu culoare aminte Jocurile Olimpice de la Londra. E o foarte mare sărbătoare sportivă și se știe, în modul cel mai clar despre sportivi, că duc o viață legată de exercițiu, că există un exercițiu în fiecare zi. O să vă rog frumos să ne spuneți câteva cuvinte despre relația muzicianului cu studiul, pentru că eu cred că e foarte important ca cei care ne urmăresc să știe ce înseamnă o viață de muzician care studiază. Da, acest lucru nu pot să vi-l spun sau să vi-l împărtășesc decât din punctul meu de vedere. Relația oricărui muzician cu studiul trebuie să fie intensă și permanentă. Fără întreruperi și cu pasiune, cu multă anduranță, dacă aș putea să spun așa, să reușești exact ca sportivii să treci și peste momentele grele și peste momentele bune, care intervin chiar și în studiu individual, nu numai pe scenă. Ce ascultăm la pianoforte în seara asta? Vom asculta partea întâi din sonata de Haydn în do major. Este prima din triada finală a sonatelor, sonata numărul 50. Vă mulțumesc, succes, audiție plăcută!
Minunat, mulțumim foarte frumos. Doamnelor și domnilor, Corina Ibănescu a fost sonata numărul 58 în do major de Joseph Haydn, pe care ați ascultat-o la fortepiano. Corina Ibănescu rămâne alături de noi, dar în următoarea piesă nu va evolua singură, ci alături de studentul său, pianistul Valentin Mureșan. Cei doi doresc să dedice prima secțiune din suita Dolly de Gabriel Fauré, pianistei Mihaela Ursuleasa, un mare talent al Brașovului și al lumii. Un moment in memoriam Mihaela Ursuleasa, de aici, din Biserica Neagră, în Piața Sfatului, o reculegere sonoră dedicată unui mare artist care a trăit pentru muzică. Prin urmare, prima secțiune din suita Dolly e dedicată Mihaelei Ursuleasa, care a plecat dintre noi mult prea devreme. Thank you.
Le mulțumim foarte frumos celor doi muzicieni. Doamnelor și domnilor, am ascultat până acum instrumente de sorginte laică, instrumente pe care nu le vedem în mod obișnuit într-o biserică. Schimbăm registrul acum și am să le amintesc celor care au trăit înainte de 1989 o replică pe care o auzeau foarte des. Se auzea așa: de la înălțimea acestei tribune sau de la această înaltă tribună. E bine, pot să formulez acum această sintagmă fără frica strâmbăturii de gură, adică să spun din tot sufletul că, într-adevăr, sunt la înalta tribună a marii orgi din Biserica Neagră. Orga e un instrument fascinant, totul în legătură cu acest instrument și cu celălalt, pe care îl vom auzi imediat, se află de bună seamă de la Ștefan Schlander. Ștefan? Să mai avertizăm asupra unui lucru. Dacă uneori se aud scârțăituri, alte zgomote, altceva decât notele muzicale, lucrul ăsta e cauzat de faptul că noi din când în când ne deplasăm, trebuie să ne deplasăm în câteva locuri aici și podelele din Biserica Neagră, în mod normal, scârțâie. Ștefan, spune-mi, te rog, ce piesă vei cânta la cealaltă orgă și să spunem câteva cuvinte despre cealaltă orgă. Da, deci împreună cu trompetistul Gabor Hedy, care a și cântat la început această frumoasă intradă, o să interpretăm un coral, Wachet auf, ruft uns die Stimme, de Johann Ludwig Krebs, un compozitor care a trăit cam în perioada în care a fost și construită orga. Instrumentul pe care îl avem aici e un instrument cu totul și cu totul special. Să spunem câteva cuvinte despre instrumentul ăsta. Da, foarte scurt. În Transilvania există peste 1500 de instrumente, deci orgi. Și acesta este unul dintre aceste multe instrumente. Majoritatea sunt într-o stare foarte mare de degradare. Bisericile în care se află sunt, în unele cazuri, aproape de prăbușire. Sunt cazuri foarte triste. Și dacă ne gândim la biserica de la Bunești, de unde a fost extras acest instrument, atunci trebuie să spunem că acum 5 ani situația nu prea arăta foarte bine. Turnul foarte greu amenința să despartă nava principală față de turn și să rupă practic biserica. Erau pietre care cădeau din boltă și din frica ca să nu pierdem instrumentul, am preluat temporar acest instrument la Biserica Neagră cu intenția de a-l restaura. Între timp, din fericire, cineva foarte cu interes în Transilvania, chiar brașovean, a avut darea de mână și interesul să plătească întreaga operațiune de restaurare și astăzi îl putem asculta, acest instrument, în Biserica Neagră, probabil mai frumos decât oricând, fiindcă și spațiul mare al Bisericii Negre oferă acustică minunată. Biserica de la Bunești, între timp, a intrat în programul celor 18 biserici fortificate care beneficiază de un program european de restaurare și nu putem pune cele două lucruri, biserica și orga, din 2012, lângă situația din 2007, în care noi chiar am crezut că va fi pierdută întreaga biserică și orga. Ștefan, în cauza pe care o susții, s-a mai implicat și e implicat în continuare un rockstar foarte cunoscut în Germania, căruia o să te rog deocamdată să nu-i pronunțăm numele, dar o să te rog frumos să spui cu ce a contribuit la proiectele pe care le desfășurați voi. Da, deci avem mare noroc să fie brașovean și să se întoarcă cu drag la rădăcinile sale. El derulează mai multe programe sociale în România și se implică din ce în ce mai mult pentru a face lobby pentru ce înseamnă România și patrimoniu și cultură. Și din fericire, el a reușit să plătească întreaga operațiune de restaurare a orgii de la Bunești. Să mai spunem că personalitatea despre care vorbim desfășoară și niște proiecte umanitare de anvergură foarte serioasă. Da, este un proiect mare pe care l-are de mai mulți ani în Spania, la Mallorca, și un proiect pe care l-a început anul trecut la Roadeș. Să spunem că duce copii din România în tabere și că susține copii. Aceste proiecte sunt cu copii și din Germania și din România și face pentru copii traumatizați niște săptămâni de revenire, adică să poate să uite de aceste traume mai repede și proiecte sociale foarte importante. Doamnelor și domnilor, cred că merită aplauzele dumneavoastră o personalitate a muzicii rock din Germania. Domnia sa se află în Piața Sfatului. Haideți să-l aplaudăm pe Peter Maffay.
Vă mulțumesc, aplauzele dumneavoastră sunt absolut meritate. Se cuvine să-i mulțumim publicului Peter Maffay. Mulțumim foarte frumos. Doamnelor și domnilor, până când Ștefan își va ocupa locul la orga Bisericii de la Bunești, vă cer permisiunea să vă reamintesc faptul că vă puteți manifesta solidaritatea față de cauza pe care o susținem în această seară, adică recuperarea orgii de la Rupea. Toate informațiile necesare se găsesc pe flyerele program ale acestei seri. Vă mulțumim! Ascultăm Johann Ludwig Krebs, coral pentru orgă și trompetă. Alături de noi se va afla și Gabor Hedy. Thank you.
Doamnelor și domnilor, e foarte greu să mai vorbești după asemenea muzică. E foarte greu să faci o înlănțuire de cuvinte care să sune măcar rezonabil după muzica pe care am ascultat-o de la începutul acestei serii. Ceea ce aș putea să vă spun în momentul ăsta este că apropierea atât de directă de orgă e extrem de interesantă. Orga e un instrument care trezește o emoție profundă încă de la primul sunet, dar dincolo de orice, cred că lucrul cel mai interesant despre care se poate spune despre acest instrument e partea lui nevăzută, mecanica lui nevăzută și faptul că acest instrument, deși e masiv și o parte a lui e vizibilă din biserică, are și o parte ascunsă, foarte misterioasă și foarte specială. Cu permisiunea dumneavoastră, împreună cu Ștefan Schlant, o să descoperim câteva dintre misterele orgii. Ștefan, am avertizat scârței. Am uitat un lucru și aș vrea, înainte de a vorbi despre orgă, să amintim în câteva cuvinte la ce fel de trompetă a cântat Gabor Hedy, pentru că mi se pare absolut edificator lucrul ăsta. Nu e orice fel de trompetă. Este vorba de trompetă armonică, naturală, care nu are ventile. Trompeta noastră pe care o știm noi astăzi, cu ventile, a fost doar perfecționată în secolul al XIX-lea. Până în acei ani, toți trompetiștii trebuia să producă toate sunetele doar cu buzele. Deci e vorba de presiunea din buze și toate armonicile posibile erau produse cu ajutorul buzelor. Asta înseamnă că pentru unele tonalități trebuia să schimbi instrumentul. Trompeta în do putea să cânte mai ales piesele care erau compuse în tonalitatea do major, la fel așa în re, în mi, în fa. Deci trebuia să ai un arsenal de 4-5 instrumente sau să ai la un singur instrument niște prelungiri ale țevilor. El cântă la această trompetă naturală și din motive de estetică. Deci, pentru muzica secolului XVIII, sună total diferit sunetul de trompetă naturală față de trompetă cu ventile. Ștefan, cum ai explica unui grup de turiști ce se află aici, în fața noastră? Pentru că, practic, suntem în spațiul care nu se vede din biserică. Rare ori vedem spațiul ăsta atunci când mai vedem pe DVD-uri sau pe canalele specializate concerte de orgă. Așa că eu cred că e foarte interesant pentru toți cei care sunt în Piața Sfatului în seara asta la Brașov să descopere câte ceva din magia acestui instrument. O să te rog frumos să ne explici câte ceva. Început cu acest an, am început să propunem ghidaje tematice în Biserica Neagră. Și unul dintre multele teme pe care le propunem este și orga. Aceste ghidaje pot să urce 20 de persoane maxim pentru a putea să urmărească de sus ce se întâmplă. Orga mai întâi de toate are nevoie de vânt. Vântul este elementul principal ca și plămânul pentru un om și se poate asemui în multe privințe orga cu aparatul respiratorul și cel de cântat al omului. Avem nevoie de plămân, avem nevoie de laringe și avem nevoie de cavitatea de sus, practic, ca să putem să formăm vocalele, să formăm diferite nuanțe și așa mai departe. Acum, orga de la Brașov are 9 foale. Aceste 9 foale sunt ascunse în spate. Dacă nu am fi avut curent electric, ar fi trebuit să rog acum cel puțin 3-4 bărbați să meargă în spate să ne ajute să dea la foale. Slavă Domnului, există din 1938 un motor și atunci este și mai ieftin și se poate și studia mai lung, fiindcă vă dați seama, dacă eu ar trebui să studiez 3 ore, acești oameni trebuie să dea la foale timp de 3 ore și există și lucruri mai interesante în viață. Acum o să activez motorul. Complet de vânt. Asta înseamnă că sub fiecare tub pe care îl are orga de la Brașov, și nu sunt puține, sunt în total 4.000 de tuburi, mai exact 3.993, aceasta este acum umplută de aer. Sunt lăzi de vânt care sunt pe toată lungimea instrumentului și aceste lăzi de vânt trebuie să fie încărcate mai ales de aer. Acum o să întorc. Ceea ce fac eu acum este să împing înapoi registrele. O să vorbesc imediat ce este un registru. Deci pentru cele 3993 de tuburi avem nevoie de un sistem complex
matrice de a ghida sunetul până la tub. Asta înseamnă, avem 4 claviaturi pe acest instrument. Aceste 4 claviaturi se pot conecta între ele. Am un sistem de pârghii, dacă apăs sus, se va acționa și cel de jos. Mai trag o pârghie și o să vedeți că eu mișc doar o singură claviatură, dar toate se mișcă de fapt. Acesta este orga mecanică, care poate printr-un sistem de pârghii să cupleze toate manualele, toate claviaturile pe un singur manual. Care este scopul acestui procedeu? Fiecare manual are o familie de registre. Registre este, de exemplu, ceea ce trag eu acum afară. Acesta e un registru, altul. Gamba, da? Blockflöte, borflöte. Orchestră. Deci dorim să imităm, de exemplu, un flaut. Atunci voi trage acest registru și se sună în imitația unui flaut. Trompetă. Și așa mai departe, sunt în total 63 de registre. Orga din toate timpurile a dorit să imite orchestra existentă în acea vreme. Deci o orgă renascentistă o să imite orchestra renascentistă, o orgă clasică, componența orchestrei clasice și așa mai departe. Cea mai complexă orgă ca și orchestră este orga din secolul 19-20, în care avem nu 63 de registre, ci poate 130 sau 200 de registre, ca și în orchestra pe care o avem simfonică mare, când avem cea mai mare distribuție de la instrumentele cele mai grave până la cele mai înalte. Mai există la orgă ceea ce la pian nu există. La pian există maxim 3 pedale, la orgă 27 de pedale. Sunetele grave sunt cântate cu piciorul. Eu sper să se audă bine în Piața Sfatului. Este cel mai grav sunet pe care se poate cânta la orgă. O să cobor în jos. Și îmi cer scuze pentru locuitorii Piaței Sfatului dacă începe să vibreze geamul. Acestea sunt frecvențele grave care dau fundamentul unui sunet, tot timpul ca și contrabasul, care într-o orchestră e importantă. Sonoritate de contrabas și la orgă, piciorul este cel mai grav și dă fundamentul instrumentului. Acum, s-ar putea vorbi ore și ore despre acest instrument, o să doresc să aduc un pic un omagiu celui care a fost Rudolf Lassel, a fost un organist la Biserica Neagră și exact acum 100 de ani, el a dorit să cheme lumea la Biserica Neagră cu ocazia unui eveniment mai deosebit. Era vorba de comemorarea scufundării Titanicului și atunci el a chemat brașovenii Biserica Neagră să le cânte sufletelor pierdute, practic o improvizație. A dorit să aducă de aici, din îndepărtatul Brașov, un omagiu miilor de suflete care au murit atunci în naufragiu și pot doar să apreciez deschiderea și de atunci a Brașovului așa pentru evenimentele generale și să ia parte. O să doresc să arăt un pic procedeul de crescendo la acest instrument. O să încep să cânt mai piano, mai încet și o să adaug din ce în ce mai multe sunete până ce o să ascultați întreaga orgă. Promit că nu te întrerup.
Aș mai tăcea un pic, cu permisiunea ta, da. Minunat, mulțumim foarte frumos, Ștefan. Aș avea o întrebare, să întreb sau să te las? Ok. Eu cred că multă lume care a asistat la ce s-a întâmplat acum se întreabă lucrul ăsta. Organistul nu e un muzician din prim planul vieții muzicale și asumă o formă de invizibilitate, dacă vrei. Cu toate astea, instrumentul ăsta e un instrument de elită în sensul adevărat al termenului. Nu te întreb neapărat câtă vreme muncești să înveți toate lucrurile astea. Te întreb cum se trăiește cu pasiunea pentru instrumentul ăsta. Cred că fiecare muzician își iubește cel mai mult propriul instrument, deci nu putem cataloga un instrument mai important sau poate să trăiască cineva altcumva cu instrumentul său. Într-adevăr, instrumentele care sunt pentru biserică, deci orgile, au acel plus în care dacă intri în acest spațiu care este spațiul bisericesc, imediat ai altă stare, deci nu poți, adică nu te tragi în jos cotidianul, nu ai așa o stare poate care te frământă și mai ales dacă ai și șansa să cânți la un astfel de instrument cum este cel de la Brașov și multe altele, sigur, efectiv intri într-un dialog pe care de multe ori chiar îl dorești și atunci și în cadrul slujbei sau fie că studiezi, ai parte de niște trăiri foarte frumoase. Asta aș fi vrut să le transmit cât pot de coerent și celor care ne urmăresc acum în piața sfatului. E suficient să auzi muzică, nu neapărat muzica acestui instrument, care e absolut impresionantă, dar e suficient să auzi muzică și să-ți dai seama că pe lumea asta există lucruri mult mai importante decât lista de priorități pe care o facem dimineața și cred că e sănătos să ne gândim la lucrul ăsta din când în când. Bun, după explicațiile astea absolut fascinante, îl invit pe Paul Cristian să preia conducerea orgii Buchholz acum, iar Ștefan Schland o să rămână aici pe post de registrant. O să te rog frumos în două cuvinte să spui ce face registrantul. Registrantul ajută la formarea acestor culori, adică a registrelor. În cazul orgii de la Brașov sunt nevoie de doi registranți. Organistul e ocupat și cu mâinile și cu picioarele și atunci el are nevoie pentru schimbarea, mai ales în repertoriul romantic, a mai multor culori, de două ajutoare. În stânga și în dreapta, ajutoarele se uită în partitură, văd în care moment se dorește o schimbare, după care efectuează această schimbare cu ajutorul registrelor. Paul, ce ascultăm? Alexandre Guimont, Prier. Succes, mulțumim foarte frumos. Audiție plăcută tuturor celor din Piața Sfatului. Înțeleg că acum ne și vedem, ceea ce e foarte bine. Thank you.
Da, mulțumim foarte frumos. Paul și Ștefan, vă mulțumim foarte frumos. Minunat. Da, doamnelor și domnilor, am ascultat o piesă splendidă, Prier, de Alexandre Guimond. E momentul să-l întâlnim pe Hans Eckart Schland, muzicianul care, de aproape o jumătate de secol, menține vie tradiția acestor stagiuni estivale de orgă. Domnia sa reprezintă cea de-a doua generație de organiști care s-au ocupat de stagiunea de concerte de orgă. S-a născut într-o familie de muzicieni, luând lecții de pian de la tatăl său, Walter Schland, și de orgă de la faimosul organist german, Victor Bickerich. Preia postul de organist al Bisericii Negre și conducerea corului Bach în 1965. Este cel care a impus Brașovul ca centru internațional al muzicii de orgă. A concertat în Europa și în Statele Unite. Are un repertoriu vast care se îmbogățește de la an la an cu noi partituri. Doamnelor și domnilor, sunt onorat să-l invit în fața dumneavoastră pe domnul Eckart Schland. Bună seara! O să vă rog să ne adresăm spre cameră și un pic mai... Mulțumesc foarte frumos! Bună seara! Bună seara! Am emoții. Parcă și eu am. Domnule Schland, am vorbit ceva mai devreme cu fiul dumneavoastră despre condiția de invizibilitate a organistului. Cum v-ați asumat lucrul ăsta? Mie îmi place să compar orga cu un fenomen din natură. Plouă, ninge, cântă orga. Fără să știi când începe și când se termină. Nu o să vă întreb dacă nu v-a interesat, dar nu v-a părut rău niciodată după atmosfera mondenă a sălilor de concert, după felul în care alți muzicieni sunt vizibili în fața publicului? Nu v-a părut rău de lucrul ăsta niciodată? Niciodată. Mă simt bine aici la orgă și de-abia aștept să cânt în biserică, pentru că consider orga un instrument preponderent pentru muzica sacră. Domnule Schland, am o întrebare absolut firească. Oricine v-ar întreba lucrul ăsta. Ce v-a determinat să rămâneți aici? Este un complex întreg. Orga face parte, bineînțeles, de acolo. Dar viața de familie aici e frumoasă. Locuința care avem de, aș spune, de secole. O curte frumoasă și... faptul că tata era foarte legat de acest ținut. Noi avem chiar mormântați aici în biserică, se poate vedea, niște pietre funerare a unui brutar care a murit în 1700, dar familia se trage chiar de la 1500. Deci, nu am avut niciun motiv să părăsesc acest rai. Am spus, nu în ultimul rând, orga, care este, după mine, cea mai frumoasă orgă din țară. Nu este cea mai mare, dar ambientul și acustica minunată de aici face ca un concert de orgă să rămână în memoria tuturor. Și sunt mulți care vin, poate ascultă prima dată și ultima dată orgă, dar este bucurător că vin așa de mulți oameni. Și m-aș simți îngrozitor să părăsesc așa un loc ideal. Domnule Schland, o întrebare mai din cotidian acum. Vă uitați la televizor, vă uitați la știri? Mă uit, da. Zilele astea, în România, s-a tras concluzia că trebuie să ne numărăm. Trebuie să aflăm la un moment dat cât suntem. Dau exemplul ăsta foarte apropiat, pentru că vreau să vă întreb dacă tot contextul vă influențează în vreun fel sau altul. Adică, ce trăiți dincolo de biserică și de orgă vă influențează în vreun fel? Bineînțeles, nu pot să închizi ochii. Dar pe de altă parte, uite, chiar asistând acum la concertul ăsta, sper că să fie mai multă lume de aceeași părere să spună, uite, există și altceva. Există și cultură, există și credință, există tradiție. Lucrurile astea
Sigur, care văd la televizor mă deranjează și cred că așa ceva nu s-a mai întâmplat. Cel puțin eu nu țin minte așa ceva. Și este foarte, foarte regretabil. Vă propun o modalitate normală de salvare a lumii. Muzica, domnule Schlant. Ascultăm în seara asta coral de Johann Sebastian Bach și tocata de Louis Vierne și în același timp o să vă cer permisiunea să vă mulțumesc în numele tuturor celor care ascultă muzică, în numele tuturor celor care iubesc muzica, pentru tot ceea ce ați făcut și pentru ce o să faceți mai departe. Și vă mulțumesc! Succes! Audiție plăcută tuturor! Thank you.
Thank you.
Domnule Hans Eckhard Schlant, mulțumim foarte frumos. Mulțumim și registranților. Am ascultat Johann Sebastian Bach, Corala și Louis Vierne, Tocata. Domnilor și domnilor, prima orgă menționată din Biserica Neagră datează din anul 1499. Avem deci peste 5 secole de tradiție muzicală aici. În momentul de față sunt 4 orgi în acest lăcaș de cult. Orga de la Rupea, cel mai valoros instrument muzical din secolul al XVII-lea din România, merită să răsune și ea la adevărata ei valoare. Putem să sprijinim acest proiect și să reclădim o parte importantă din patrimoniul național muzical. Toate detaliile necesare implicării dumneavoastră în acest proiect le găsiți în programele acestei seri sau pe adresa de Facebook a Asociației Forum Arte. Și încă ceva. Biserica aceasta, locul în care ne aflăm acum, nu este un muzeu. E un loc sacru, dar e un loc sacru viu. E un loc care trăiește și prin eforturile unei mici comunități de sași. Pentru că ei nu ies niciodată în față, pentru discreția și pentru valoarea muncilor, cred că merită acum, în seara asta, într-o împrejurare publică, mulțumirile și aplauzele noastre. Vă mulțumesc! Concertul a luat sfârșit, dar nu doresc să-mi iau la revedere de la dumneavoastră fără a-i aminti pe cei care au făcut posibil acest eveniment, organizat de Primăria Brașov, de Fundația pentru Cultură și Patrimoniu Forum Arte și de Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România, Parohia Brașov, Consiliul Județean Brașov și Muzeul Județean de Istorie Brașov. Sponsorii acestui eveniment au fost Kronospan, Comprest, Alu Königstahl, Holver, Pop 94, coproducător TVS Brașov, cu sprijinul Residence Hirscher, Bella Musica, Galeriile Corona, Natura Park, Casa Hirscher. Nu-i putem uita nici pe partenerii noștri media. Adevărul, Dilema Veche, Cața Vencii, Revista Iglu, Revista Tataia, Zile și Nopți Brașov, Beware, Observator Cultural, Transilvania Express, Monitorul Express, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Brașovul Tău, Mix TV, Nova TV, RTT Brașov, Tex FM, Radio Brașov, Nova FM, one2one.ro, liternet.ro, smilemedia.ro, hotnews.ro, brașov.ro, ziare.ro, iubescbrașovul.ro și newsbv.ro. Domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru prezență și pentru solidaritate, iar după muzica pe care am ascultat-o în seara asta, cred că merită să ne amintim de fiecare dată că între sublim și derizoriu există o graniță foarte fină. E sănătos și e normal ca măcar din când în când să alegem sublimul. Noapte bună!